La cursul de antropologie economică încerc să vă conving și să angajez o discuție legată de faptul că acesta e locul, aceasta e sub ramura disciplinară unde antropologia își dovedește cu adevărat valențele critice. De ce spun asta? Economia e prezentă azi peste tot. Știm că transformările economice ne marchează viața, pentru că economia, de exemplu, e în criză, nu funcționează, avem venituri mai reduse, trebuie să ne limităm în ceea ce consumăm, resimțim economia cum ar veni pe pielea noastră. Antropologia e poate singura știință care încearcă în mod substanțial să pună o bază, să dea un fundament și un conținut noțiunii astea astăzi extrem de abstractă de economie. Face asta plecând de la premiza altfel foarte simplă că oricare dintre noi suntem agenți economici. Fiecare dintre noi contribuim la bunul mers, la criza, la transformările economice. Departe de ideea unei rupturi între economie și viață, antropologia ne arată în permanență că cele două planuri sunt mereu legate. Nu există economie fără activitatea economică a fiecăruia dintre noi. În același timp, vom discuta faptul că realitatea economiei nu e imediat transparentă și pentru că acesta e un domeniu care funcționează la un nivel din ce în ce mai înalt, care ne scapă aproape în permanență. Individual, nu reușim să vedem și să dăm seama de funcționarea băncii centrale a României, de exemplu. Nu reușim individual să cuprindem întreaga complexitate a unei burse de valori. Nu reușim să vedem cum funcționează piața auto, de exemplu. Cu toate astea, antropologia ne pune la dispoziție resursele teoretice și metodologice prin care putem să dăm sens de această complexitate. Ne arată că piața nu e doar un mecanism formal în care sunt tranzacționate bunuri și valori. E un domeniu în care oameni își construiesc cariere, iau decizii, că deciziile lor sunt influențate de un mod particular de a înțelege ce e societatea, ce e economia, care sunt nevoile oamenilor, care sunt nevoile statului și așa mai departe. Pe scurt, antropologia încearcă în subramura ei economică să aducă împreună planul cel mai abstract cu planul cel mai concret. În sensul ăsta, antropologia economică e poate una dintre cele mai ambițioase și, din nou, între cele mai critici subramuri ale antropologiei și stăpânirea noțiunilor și a metodologiilor din antropologia economică tocmai permit să aducem economia mai aproape, să o înțelegem și să înțelegem care sunt mecanismele ce fac posibilă schimbarea, transformarea economică.